Te rog pentru început să vorbești în engleză, pentru că este limba oficială și din respect pentru invitații noștri și apoi în limba română. Yes, hello everyone. First of all, I want to say congratulations to the two finalists, Maiar, you had an amazing week. Thank you for the great tennis you had. And Andrea, we are very proud to have you here, very honored. We have seen a lot of great matches that you played only on TV, so I'm sure that a lot of people are very pleased to see you here. I hope that also in the past years you will come here to defend your title, so thank you very much for being here. Also for the faculty staff, Julia and everybody that has helped us so much for our first editions. We are very proud to be part of the WTA family. Hope it's only going to be the first of many editions of New York's Open, and thank you very much again. Salut în România, vreau să vă mulțumesc tuturor care sunteți aici. În primul rând, vreau să mulțumesc staff-ului, peste 500 de persoane care au luat parte la organizarea acestui eveniment. Fără ei n-am fi avut șansa să facem acest lucru. Am muncit zi și noapte pentru 2 luni. Vă mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc sponsorilor evenimentului. Clar, fără voi n-aveam cum să aducem un eveniment cu costuri atât de mari aici la Cluj. Vă mulțumesc arbitrilor de linie, copiilor de mici, tuturor celor care au fost alături de noi. E meritul tuturor și vreau să vă mulțumesc din toată. Pentru noi a fost o mare provocare, mai ales într-un an pandemic. Noi am avut evenimentul nostru principal, Sports Festival, care poate mulți dintre voi îl știți, care n-am putut să aibă loc. Am schimbat puțin, să zic, zona și am venit sper să avem obiectivul și să avem turneul acesta pe cât mai mulți ani. Asta a fost obiectivul de la început și da, vă mulțumesc în toate că ați venit în număr atât de mare. E foarte frumos să vedem fanii tenisului din nou, mai ales jucătoarele au stat atâta timp fără spectatori, deci e extraordinar și vă mulțumesc în toată. În încheiere, aș vrea să fac un anunț extraordinar. Vreau să vă anunț pe toți că în 25 octombrie mai avem un turneu de WTA 250 la Cluj, în Vechea Arena. O să fie acolo.